România nu are autostrăzi pentru că alte țări ne împiedică să construim. Asta susține Darius Vâlcov, consilierul premierului Viorica Dăncilă. Politicianul s-a lansat într-o serie de acuzații gratuite pe această temă la adresa altor state europene, fără a indica însă și presupușii vinovați. Cred că sunt foarte multe țări care nu s-ar bucura ca România să fie plină de autostrăzi astăzi. Este interes, este prostie, este reavoință. Cine are interesul să nu? Interesul să nu, cred că cei care și-ar dori ca acest guvern să eșueze și care și-au dorit de fiecare dată ca România să eșueze. Economiștii susțin însă că declarațiile politicianului sunt cel puțin trase de păr. Responsabil pentru lipsa investițiilor în infrastructură ar fi chiar cei care ne conduc. Vina este această clasă politică. Cei care s-au perindat pe la putere au mers pe principiu mie ce-mi pică de aici. În condițiile în care colegi de partid a domnului Vâlcov, care sunt chiar la Bruxelles, cum a fost doamna Corina Crețu, spune că există fonduri și că suntem incapabili să cerem banii respectivi sau că nu vrem să cerem bani europeni pentru că ea se fură mai greu din ei decât din banii publici, banii contribuabilului român. Eu nu pun mare preț pe declarațiile acestui personaj. Cum se apropie finalul de an, consilierul primului ministru susține că în 2 săptămâni vor fi gata 10 de kilometri de autostradă. Dați în folosință 53, urmează încă 20 până pe 15 decembrie, 73 și încă 40 în ianuarie, 113. Da. Păi nu, că mi-aduc aminte, a fost parcă un angajament, anul ăsta era anul centenar, măcar 100 facem. Da, este un angajament în mapa doamnei prim-ministru din partea actualului director al GNAIR de 101 km până la sfârșitul anului. Și bineînțeles că pe 31 decembrie doamna prim-ministru va trebui să ia o decizie într-o parte sau adică, una. Adică, practic, dacă nu ia, îi dă cu mapa în cap sau cum? Asta e o variantă și cred că nu să apeleze dumneai. La începutul anului și fostul ministru al transporturilor a promis că în 2018 va fi un an record pentru autostrăzi. Numai puțin de 156 de kilometri ar fi trebuit să fie dați în folosință. Deocamdată trebuie să ne mulțumim însă doar cu promisiunile. România este codașa Europei în privința infrastructurii, cu mai puțin de 800 de kilometri de autostradă. Între timp, vecinii maghiari construiesc în ritm alert. Până în 2020, Ungaria vrea să finalizeze peste 900 de kilometri de autostradă.